Care sunt ultimele informații, că tot vorbim de informații, dinspre CFR înainte de meciul de mâine cu Rapid din Gruia? Suntem nerăbdători și asta e important, pentru că avem acea poftă de joc recâștigată și avem încredere în noi. Știm că avem jucători de calitate. Sperăm să nu mai facem în defensivă greșelile pe care le-am făcut în meciurile precedente și să avem victorie. Deci orice rezultat în afară de victorie nu prea e acceptat. Noi jucăm pentru a câștiga. Toate meciurile le abordăm cu dorința de a câștiga. Cât contează prezența lui Mutu pe bancă, antrenor la Rapid până vara trecută? Ar trebui să cunoască o mare parte din jucătorii care erau și în perioada în care a antrenat acolo. Și e un avantaj pentru un antrenor al unei echipe dacă a antrenat și la echipa adversă, care, repet, are în componență încă mulți jucători pe care i-a avut și când Rapid, și când Mutu era antrenor la Rapid. Atunci sunt detalii care fac diferența. Pe unii chiar el i-a cerut sau i-a acceptat. Deci mă gândesc exact. Că unii au fost ceruți de el în mod expres acolo. Probabil, da. I-a cerut sau nu. Important e că a antrenat, îi cunoaște foarte bine, le cunoaște plusurile și minusurile. Și din acest punct de vedere suntem avantajați. Dar o să ar putea să-i cunoască... Dacă se și materializează, dacă acest avantaj îl materializăm pe teren, prin jocul prestat și prin tactica aleasă de către antrenor, ar fi excelent. S-ar putea să-i cunoască pe cei de la Rapid chiar mai bine decât pe cei de la CFR, pe toți. Că aici a venit de două săptămâni. Chiar sigur pe unii cunoaște mai bine. Nu știu dacă și-a făcut el o impresie clară asupra tuturor celor 25 de jucători sau cât are CFR. Din moment ce a stat lângă cei de la Rapid mult mai mult decât a stat până acum lângă cei de la CFR Cluj, e justificat ceea ce ai spus. Cu biletele cum stați, Cristi? Că înțeleg că rapidiștii și-au anunțat o prezență destul de mare la meci. Undeva la 1000 de oameni. Da, avem o relație bună cu cei de la Rapid și noi am fost primiți frumos în Giulești. Sperăm să reușim să întoarcem cel puțin la același nivel ospitalitatea de care au dat dovadă. Avem toată deschiderea. Legat de interesul pentru acest meci, este mai mare decât meciurile precedente și e de notorietate, pentru că și nouă ni se întâmplă că atunci când evoluăm în deplasare, echipele adverse să aibă mult mai mulți spectatori în tribune când echipa lor favorită au ca și adversar CFR Clujul care joacă în deplasare și atunci ni se întâmplă și nouă ca atunci când avem meciuri cu echipe care sunt fruntașe în clasament sau care au un istoric, echipe de tradiție, să vină suporterii într-un număr mult mai mare la stadion. Clar, avem nevoie de suporteri, avem nevoie de cât mai mulți spectatori în tribune, pentru că din vânzarea de bilete ne organizăm și pentru perioada următoare, din punct de vedere operațional, și ne-am dorit să avem cât mai mulți ceferiști, pentru că alături de ei am făcut meciuri frumoase. Cristi, ce s-a schimbat la CFR Cluj de la meciul din tur 1-3 pe Giulești la partida de mâine seară? În afară de antrenor. Mai repeți o dată, te rog? Ce s-a schimbat la CFR Cluj, că vreți victoria mâine seară, față de meciul tur din Giulești, când ați pierdut cu 1-3, în afară de faptul că s-a schimbat antrenorul? Ce simți tu că s-a schimbat? Sunt alți jucători. Sunt și alți jucători în teren și sper să fie un meci în care echipele să fie cele care decid rezultatul meciului. Adică nu arbitrii, asta vrei să spui. Băi, au fost niște situații care s-au discutat, dar e nepotrivit să rezolv subiectul, pentru că sunt convins că
și arbitrii și Comisia Centrală doresc ca să fie un meci cu cât mai puține probleme și dacă există să fie minore, care să nu influențeze arbitrajul. Și frumos ar fi să echipa care câștigă să câștige pe merit în teren. Da, tricourile... Colțescu va fi, nu? Colțescu, da.